Salutare! Este la jumătatea martie. Uite, piersicul a început să înflorească. Uite și o albinuțe. A, uite, uite ce care e acolo. Da, și astăzi vreau să prezint cum se face o transvazare, o să spun chiar extra timpurie. Am început deja transvazările și am zis să împărtășesc. Eu nu pot să fac nimic fără să împărtășesc. Și din cauza asta făcusem un film și la albine, dar nu știu de ce s-a filmat vertical. În fine, foarte frumos. Aici e albine. Și acum hai să continuăm cu transvazarea, da? Să vă arăt cum se face corect transvazare. Nu știu dacă ați mai văzut așa ceva, dar în fine. Deci, avem aici alveolele de evodie. V-am arătat. E continuarea la filmul în care am plantat semințele de evodia, da? Uite. Uite-le. Pac, pac, pac. Mai am încă un de ăsta de adus, care e tot așa mai plinuț. Și ăștia sunt de la alte de astea. Strâng acolo. Câteva sute pentru pepinier. Și până în ce să zic? Am luat niște de-astea. Mai știu. 10 lei, parcă 24 de bucăți, ceva de genul ăsta. Da. Și le mut. Am aici. Nu e mistrie, mă, cum îi zice ăla. Șpacu, opa, nu. Nu mai știu. În fine. Și roaba. Niște cutii în plus. N-am suportul. Că vă prezentam. Ce zic, muncă interesantă. Mai le vedem acum peste, cred că o lună, cred că mai așa le mai țin. Până să le pun în pământ. Și ia să vedem cu transvazarea, dacă ziceam eu, domnule, facem noi o transvazare corectă. Corectă. Și punem așa un pic de pământ. Pac, facem o găurică. Doar cu o mână aia. Se vede? Tăiem așa un pic, un 4, pac. Trebuie răbdare de sisif aici. Pac, l-am pus aici. Nu e chiar pentru orice, nu e chiar pentru orice transvazări astea. Eu pur și simplu nu iubesc lucrurile astea migăloase, dar și când o să-mi pune evodia. Așa, bun. Trecem mai departe. Ce vorbești, dacă fac 600, cred că dau și la, dau la troc, nu știu, vânzare, deschid shop. Deschid shop, fac afacere aici, unde văd e. Stai că l-am pus pământ. Și cam așa, cam așa funcționează. Și asta e pentru o pepinieră de talent, așa. Acolo unde urmează să le mut. A venit cineva mea. Plătii mea arat, mi-a discuit. Dar încă e rece. Despre albine. Despre albine vă zic ce am zis și în filmul respectiv. Pe care l-am făcut, este mașa. Și mai exact, vă recomand. O recomandare. Este o emisiune făcută de Ionel Istor. Aseară cu un doctor Adrian Siceanu, de mare valoare emisiunea în sine și multe informații foarte șmechere, adică domnul Siceanu, pentru cine știe, cercetător foarte șmecher, da? Doxă în apicultură și a făcut, inclusiv acum a prezentat două rețete, a prezentat două rețete noi de produse apicole, da? Se pot vizualiza pe canalul dânsului Adrian Siceanu. Sunt absolut gratuite. Cercetător, nu. Ce să zic? Mare valoare. Și vă recomand, da, pentru cei care sunteți pasionați.
Poate îl pun și pe ăla, dar se vede prost, rău, nu știu. În fel. Că nu, săptămâna viitoare când vin cu tratamente, trebuie să merg să cumpăr niște tratamente și... Și uitați-vă cât am mai larg, mă, ăsta e live așa. Ce faci, mă, aici? Ce ești, mă, un cățel? Monștri. Monștri marinu. Păi tu mă mură aici copacul. Uitați-vă cum arată un copac. Da. Cred că se strâng, nu știu, vreo 100 și ceva. Troc, troc, care vrea, e în București, nu știu. În martie, în mai de fapt, gata, deja am ieșit pe piață. În mai, nu știu, ce valoare să-i pun la unde ăsta în mai? 10 lei, 10 lei, ce până. Se acceptă ceară, eu știu, tot felul de nebuni. Bani! Doar pentru sud, nu mă pune să trimit pe nu știu unde, că nu mă interesează. Dacă e în București sau prin sud, pe aici, facem treabă. Prin telor, nu știu. Așa, vedeți voi ce copacei fac eu aici, nu are lume. Și cam atât. Spor, mai ne uităm încă o dată. Și cam așa a fost cu transvazarea extratimpurie. Chiar extratimpurie. Pa, spor!